Bună ziua tuturor! Stimați colegi, vă rog să ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului de stat. Vă mulțumesc! Stimați colegi, întrucât sunt prezenți un număr de 31 de consilieri, la care se adaugă președintele Consiliului Județean, potrivit articolului 180, alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarul general al județului, care tocmai a venit din concediu și este odihnit cu poftă de muncă mare. În conformitate cu prevederile articolului 138, alinea 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 14 august 2024. Vă mulțumesc! Dacă sunt ceva obiecțiuni la procesul verbal? Nu sunt, înseamnă că au fost întocmit bine și în lipsa dumneavoastră și ca atare cred că este aprobat procesul verbal. De asemenea, vă rog să aprobați ca proiectul de hotărâre privind acordarea unor diplome de excelență pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea economică și socială a județului nostru, de la punctul 5 suplimentar, să fie trecut pe punctul 1. Dacă sunteți de acord, e cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc în unanimitate. Supun la vot proiectul ordinii de zi, așa cum ați discutat-o și în comisiile de specialitate. V-ați expus fiecare punctul de vedere al dumneavoastră. Supun la vot ordinea de zi. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc, adoptat. Trecem direct la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de excelență pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea economică și socială a județului Andorra. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizez și eu de ce am considerat necesară acest proiect pentru ordinea de zi. Dragi colegi, trebuie să fim mândri că în județul Hunedoara este una dintre cele mai mari investiții din România. Investiție privată. 1.400.000.000 de euro și, repet, încă o dată, județul nostru trebuie să fim mândri pentru că avem o asemenea investiție. Iată că astăzi putem spune, fără teama de a mai greși sau fără teama de a mai fi acum comentarii la această investiție, că investiția de la termocentrala Mintia este și va fi realizată. Sau așa cum v-am mai informat de atâtea ori, la termocentrala Mintia s-au adus cele două centrale, s-au adus toate echipamentele necesare și astfel
la finalizarea lucrărilor, așa cum am înțeles, parcă puterea instalată este undeva pe la 1700 de megawați. Iată că nu greșesc, mă bag și în tehnică, dar așa se mai întâmplă, politicienii se bagă multe, e important să nu greșească. Sigur că ne dorim ca în județul Hunedoara să mai fie asemenea investiții și atunci putem spune că județul este pe o pantă bună de dezvoltare, putem spune că se creează locuri de muncă din nou și putem spune că în sfârșit se duce acea veste tristă că termocentrala Mintia a murit. Iată că putem spune termocentrala Mintia a reînviat și steaua de pe Mureș va străluci din nou la noi, la Mintia. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, consilierul, vă rog, domnul Mutulescu. Mulțumesc, domnule președinte. Ca inginer constructor, aveam emoții în momentul în care am văzut că termocentrala Mintia s-a închis. Pentru mine, ca și inginer constructor, orice construcție care o vezi în paragine înseamnă un abandon a unui copil. Am avut surpriza plăcută că după ce în presă s-a aflat că termocentrala a fost cumpărată, să văd cu ochii mei utilajele care au fost aduse la termocentrală, utilaje noi Siemens, pentru repornirea termocentralei pe gaz. Dar am avut încă o surpriză plăcută ca unul dintre cei trei reprezentanți ai companiei să fie fostul meu coleg de facultate, Salman Daud. Felicitări lui! Și cum îmi spunea Salman, în discuțiile care le-am avut cu el în momentul în care ne-am întâlnit, a spus așa, Marius, pentru mine România este a doua mea mamă, iar noi aici construim a doua noastră casă. Eu îi felicit pe toți trei, sunt convins că investiția care va fi făcută va fi în folosul locuitorilor județului Hunedoara prin cele 700 de locuri de muncă care vor fi aduse în termocentrală, dar este o investiție care la nivel național spune foarte mult. Încă o dată le urez succes în ceea ce fac și sunt convins că investițiile în România a celor de la Mas Global vor continua și va fi un lucru bun pentru toată lumea. Încă o dată îi felicit pe cei trei și le urez succes. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și felicitări! Mă bucur că ați fost coleg cu reprezentantul acestei firme deosebite. Mă bucur că puteți să ne împărtășiți și dumneavoastră în toate ceea ce știți despre dumnealui, despre ceea ce vor să facă la noi și cred că nu putem decât să vă mulțumim și dumneavoastră și colegului dumneavoastră. Doamna Chiv. Mulțumesc. Și eu doresc să felicit reprezentanții firmei pentru că au hotărât să vină să investească în județul nostru și în sistemul energetic al României, care, din păcate, în ultimii ani n-a avut parte de niște investiții majore. Este un lucru extraordinar. Dar, în același timp, în calitate de antreprenor, tânăr antreprenor care și-a terminat studiile și a hotărât să întoarcă în județ să investească aici, personal, vorbesc acum nu în numele partidului, doar în nume personal, aș vrea să vă spun că poate ar trebui Consiliul Județean să se gândească să ofere aceste diplome de excelență și altor antreprenori din alte domenii. Vă mulțumesc! Sigur că da, dar cred că oferim diplome de excelență unor antreprenori care fac o investiție de 1 miliard 400 de milioane de lei și chiar dacă oferim și altor antreprenori care fac investiții pentru un coș de ouă, o facem și aia cu plăcere când dezvoltă locuri de muncă în județ. Da, la toată lumea. Mulțumesc, doamna Chivu, și știți bine că iau la cunoștință de tot ce îmi spune. Domnul Karim Doriț, luați loc acolo.
Bună ziua tuturor! Stimată domnule președintele al Consiliului Județean Hunedoara, domnilor și domnilor consilieri, domnilor și domnilor invitați, compania MAS Global Energy vă mulțumește pentru încredere acordat și pentru disponibilitatea dumneavoastră de a ne fi alături în acest moment atât de important pentru locuitorii județului Hunedoara și nu numai. Într-o vreme în care oamenii din jurul nostru s-au decis să distrugă, noi ne-am hotărât să construim. Când unii spune că în România nu se poate, noi arătăm că promisiunile făcute pot și trebuie să fie duse la îndeplinire. Învingând neîncredere celor pesimiști și depășind multe și grele obstacole, compania MAS dovedește profesionalism, determinare și loialitate față de obiectivul inițial propus, acela de a furniza energie electrică tuturor celor au nevoie de ea. Curentul electric din fiecare tabletă a unui copii de școală înseamnă o șansă la performanță. Curentul electric din salele de operație al spitalelor înseamnă una sau mai multe vieți salvate. Iar curentul electric din fiecare casă de român reprezintă o oportunitate unui trai mai bun și mai sigur pentru cei dragi ai noștri. Alături de instituțiile statului român, respectând terminele care ne-am angajat până în anul, sfârșitul anul 2026, vom arăta cum și de ce România are sursă și potențial și de ce MAS Global Energy este un partener de calitate și un factor de stabilitate în ceea ce privește producția de energie electrică a 1700 MW din surse regenerabile pentru întreaga România. Vă mulțumesc! Doamna Ștefănie, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, și eu doresc să adresez felicitări conducerii companiei MAS Group, care au preluat termocentrala de la Mintia, pentru că ați ales județul Hunedoara și pentru perspectivele pe care le oferiți locuitorilor și în special tinerilor din județul Hunedoara. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați inițiat un astfel de proiect și ați scos în evidență foarte frumos contribuția remarcabilă în dezvoltarea economică și socială a județului. Dar aș vrea să adaug la acest lucru și contribuția și susținerea pentru educație. De exemplu, în acest an, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a găzduit Olimpiada Națională pentru Limba Engleză. A fost prezenți aproximativ 700 de elevi, iar unul dintre sponsorii cei mai importanți a fost compania MAS Group și a avut o contribuție majoră în reușita organizării Olimpiadei. Cu acest prilej am purtat multe discuții și avem convingerea că vom avea o colaborare frumoasă și vom reuși să susținem performanța în educație și să dezvoltăm învățământul profesional și tehnic. Sunt direcții comune și obiective frumoase pentru județul nostru. Încă o dată mulțumesc frumos și succes în toate proiectele viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamne ajută! Vă mulțumesc, doamna consilier județean. Dacă mai sunt intervenții, domnul Chiș? Da. Îi felicit pe reprezentanții acestei firme care sunt aici alături de noi. Dar o singură întrebare aș vrea pentru dumnealor, dacă se poate. Când va fi dată la capacitatea ei termocentrală de la Mintia,
cât va putea introduce în rețeaua, câți megawatt, kilowatt sau cum îi... Domnul Chiș, vă dau răspunsul eu. Da, vă rog. Vă dau eu răspunsul în locul dinșilor. 1740 de megawatts va avea intrare în sistemul energetic național. Deci toată puterea pe care ei o produc, puterea energetică, toată va avea loc în sistemul energetic național. Mulțumesc! Dacă am greșit cu ceva, Karim, te rog să mă contrazici. Da, corect. Și vă mai informez ceva. Eu, nu dânsii, că dânsii-s mai timizi, parcă. La cumpărarea termocentralei Mintia, cu regret vă pot spune că ei nu aveau ATR. Pentru cei care nu sunt inițiați cu asemenea cuvinte, ATR înseamnă avizul tehnic de racordare. Sunt între unul dintre cei care m-am zbătut ca această investiție de la Mintia să primească ATR-ul de la Minister. Fiindcă imediat când s-a închis termocentrala Mintia, ATR-ul a fost retras de la Mintia și alți producători de energie fotovoltaică de 2 MW sau nu știu de care cereau să intre în sistemul energetic național. Nu putea să fi lăsată la o parte o asemenea investiție. Nu puteam să ne gândim că 1700 de megawatts pe care produce termocentrala Mintia să nu aibă avizul tehnic de racordare. Mulțumim lui Dumnezeu și Guvernului că au înțeles acest lucru și astăzi poate spune că Mintia are puterea de a băga în sistemul energetic național în condiții legale. Dacă mai sunt intervenții, domnul Salman are și de-o spune. Vă rog, doriți? La un microfon acolo. Bună ziua tuturor! Stimată domnule președinte, stimați consilier, doamnelor și domnilor, sunt onorat să mă aflu azi în fața dumneavoastră, împreună cu cei doi colegi mei, să vă putem prezenta investiția pe care o realizăm la termocentrala Mintia. Pentru mine, România înseamnă foarte mult. Este țara în care am studiat și m-am pregătit profesional. Vă asigurăm că termocentrala va fi pentru județul Hunedoara o investiție de succes. Investiția care va aduce prosperitatea județului și va crea mai multe locuri de muncă pentru oameni. Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc! Stimați colegi, consilieri județeni, onorată asistență, vreau să vă spun că la acest lucru m-am gândit mai demult. Încă din momentul în care știam și s-au făcut toate demersurile necesare, mă gândeam mai demult să le dăm aceste diplome de excelență, dar am considerat că nu era momentul oportun, că eram printr-o puțină campanie electorală și atunci toți contracandidații mei spunea că mă urc cu picioarele pe această investiție să câștig alegerile. Iată că am demonstrat că m-am zbătut pentru această investiție. Nu m-am urcat pe această investiție cu picioarele să câștig alegerile și astăzi, după ce am câștigat alegerile, cred că am dreptul să spunem și să dăm acest titlu de excelență, această diplomă, reprezentanții companiei MAS Global Energy. Vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase spuse aici, ambilor reprezentanți, pentru prezența voastră aici și suntem convins că munca pe care o depuneți la termocentrala Mintia într-un viitor cât mai apropiat să dea roade. Și acel viitor va fi anul
viitor, iată, viitor, anul viitor, ce bine sună, anul viitor, prima turbină va produce curent electric la Mintea. Carin. În iulie-august, la anul 2025. Doamne ajută, Doamne ajută și următoarea să fie cât de repede, pe urmă și a treia turbină pe abur, care va consuma aburul pe care îl produc cele două termocentrale pe gaz. Instalația pe gaz, domnul Karim, trebuie să mai discutăm câteva probleme, că mai aveți și dumneavoastră să vă implicați în ceea ce privește unele date tehnice despre SRM. Da, da. Vă rog să luați din timp, fiindcă am fost sunat să vă spun că aveți niște deficiențe și dumneavoastră și e bine să le reparați repede privind SRM-ul. Da. Transgazul face eforturi deosebite să vă aducă conducta de gaz până la poarta complexului și de acolo vă revine dumneavoastră tot ce înseamnă distribuție, consum și să produceți energie. Doamne ajută! Doamne. Și mult succes! Dragi colegi, vă citesc din hotărâre doar articolul 1, care este cel mai important. Se acordă diplomă de excelență reprezentanților companiei MAS Global Energy România SRL pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea economică și socială a județului nostru. După cum urmează, Karim Darev, Aladu Lami Salman și domnului Hassan Ahmed. Le mulțumesc că sunt astăzi aici, vă mulțumesc dumneavoastră și supun votului dumneavoastră acest proiect de pe ordinea de zi. Dacă sunt voturi împotrivă, nu, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc în unanimitate proiectul de hotărâre cu o abținere. Cu o abținere, proiectul de hotărâre a fost dat. Mulțumesc! Felicitări! Dați-mi voie să cobor și eu mai jos, așa, mai la nivelul dumneavoastră, că vă spun sincer că nu mă simt prea bine așa înălțat aici, dar cobor pentru a amâna diplomele. Mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră. Încă o dată am dat dovadă că este democrație la noi în Consiliul Județean. Fiecare votăm după cum cunoști, dar eu sunt destul de surprins de abținerea dumneavoastră și mă provocați să trec în altă parte. Nu vreau asta. Mă gândeam că mai avem câteva, două, trei, patru, cinci ședințe împreună și să le terminăm așa cu plăcere. Dar, domnul Chivu, încă o dată dați dovadă și mai ales față de această investiție, este cea mai mare investiție din România privată care se face în județul Hunedoara. Este votul noastră, vi-l respectăm. Dar și v-aș ruga, și avem doctori, avem doctori aici în Consiliul Județean? A, avem, domnul Demeter.
am vrut să întreb, să nu vă numesc eu. Domnul doctor, sănătatea cetățenilor din județul Hunedoara are culoare politică? Întrebarea este retorică, sigur că nu are. Nu e retorică, e acum pusă. Da, nu are culoare politică. Așa. Și atunci, doamna Chivu, stați să deschizi, să nu greșesc cumva. Ca să discutăm, să fim foarte deschiși unii cu alții. Deci n-are culoare politică, o campanie de informare și prevenire a sănătății. Uitați aici culoarea politică. Doamna Chivu, faceți poze cu ea? Săptămâna liberală a sănătății. Păi nu ne este rușine? Se spune că săptămâna liberală a sănătății, sănătatea este liberală? Este pesedistă? Este useristă? Nu, sănătatea cetățenilor este una și aceeași. Și nu trebuie, dragi colegi, să transformăm, să facem acțiuni, să spunem sănătatea liberală, săptămâna liberală a sănătății. Ba mai mult, avem membri a top aici? Da sau nu? Bă, răspundeți mai tare să văd. Cine? Așa vă văd. Aoleu. Atop. Aveți misiune de la, să vedeți, de la mine, de la consiliere județean, nu dau eu, să vedeți cum se desfășoară aceste acțiuni, indiferent ce partid le face. În sediul unui partid politic, să faci sănătate, asta nu mai cred. Faci sănătate să eventual în sediul partidului politic să-i iei adeziuni. Dar să duci să faci sănătate în sediul unui partid politic, să le înțepi, să vezi care e glicemia, să le iei tensiune când văd a unii că s-au băgat în sediul PNL, le crește tensiunea automat. Sau dacă îi bagă în sediul PSD-ului, un om le crește tensiunea. Este rușinos. Și încă o dată vă spun, dumneavoastră, doamna Chivu, că ați făcut un gest necugetabil. Dar este rușinos să faceți așa ceva, să scrieți că săptămâna liberală a sănătății. Noi avem la nivelul județului, doamna Chivu, dacă nu știți, avem o instituție care se ocupă cu sănătatea. Merge în toate comunele și statele liberale, PSD-iste, dar vă spun, în toate localitățile județului Hunedoara. Fiindcă noi care suntem aleși de cetățenii județului Hunedoara și facem ceva pentru ei, nu trebuie să spunem că este culoare penalista sănătății. Nu trebuie să spunem că este culoare pesedista sănătății. Trebuie să spunem că ne zbatem pentru acești cetățeni, indiferent de culoarea lor politică, să facem ceva pentru sănătate. Domnul doctor Demeter, vă rog să explicați câteva acțiuni pe care Salvitalul, o organizație pe care noi, Consiliul Județean, o subvenționăm, primăriile din județ o subvenționează, Asociația Salvital ce face? Asta este munca pentru sănătatea oamenilor cu adevărat. Asta este. Nu este săptămâna liberală sau săptămâna PSD-istă a sănătății. Să ne dispară pentru totdeauna aceste acțiuni imorale pentru activitatea noastră și pentru cetățeni. Mai repet încă o dată, când bași pe un cetățean să iei tensiunea, ăla îi crește tensiunea cu câteva procente clare, când vede că este într-un sediu de partid. Eu știu că pentru sănătate se ocupă cei care sunt cu pregătire, se ocupă medicii. Avem spitalul județean de cea mai înaltă performanță, cu aparatură de cea mai înaltă performanță, pot spune. Avem Salvitalul, care îl susține nu numai PSD-ul sau PNL-ul, îl susține Consiliul Județean și primăriile din județul ăsta. Fiindcă activitatea Salvital se vede ceea ce face pentru cetățeni, se vede ceea ce
pune din punct de vedere legal al sănătății. Și Salvitalul merge cu salvare, să spuneți domnul doctor, dacă nu e așa, au ambulanța lângă ei. Dacă se întâmplă ceva cu un om, îl ia rapid cu ambulanța. Dar nu îl duc în sediu pe PNL să-i spun sănătate liberală. Să-i mai dau și o injecție, probabil să-i bag ceva galben pe vene. Este rușinos. Mulțumesc, eu am încheiat comentariul, domnul doctor. Domnule președinte, aveți perfectă dreptate. Când un cetățean care este bolnav și se adresează unei instituții medicale, când îi se face anamneza, în chestionarul care îi se adresează, nu este întrebat de culoarea politică. Ești PSD-ist, ești PNL-ist, ești de la AUR. Ci ce te supără? Ce te doare? Sigur că problema sănătății, și am văzut și în, cu ocazia unor intervenții al unor neprofesioniști în problemele de sănătate, chiar și o parte a mass media mediatizează în mod excesiv, supra-mediatizează anumite probleme de sănătate și nu întotdeauna toată lumea se pricepe la aceste probleme. De aceea este bine să lăsăm problemele de sănătate profesioniștilor să practice ei medicina și să aprecieze ei ceea ce trebuie să aprecieze. În legătură cu Salvitalul, în câteva intervenții la care a participat chiar și domnul președinte Laurențiu Nistor, am subliniat cu toții că nu se face politică. În problemele de sănătate nu se face politică. Ba mai mult, Salvital nu și-a trecut niciodată ca siglă pe nicio ambulanță culoarea vreunui partid, PSD, PNL, așa cum au făcut alte formațiuni politice. Din potrivă, se anunță cu câteva zile înainte, atunci când se deplasează caravana Salvitalului, se anunță primările pentru mediatizarea acestor acțiuni de asistență medicală ambulatorie, fiindcă până la urmă este un cabinet medical mobil. Și cu această ocazie vin și reamintesc că județul Hunedoara, cu sprijinul Consiliului Județean, a fost pionier și a fost primul ONG care a demarat în ceea ce privește telemedicina în România, o telemedicină funcțională. Cred că, de aceea am și spus că întrebarea este retorică, suntem convinși cu toții și nu cred că trebuie să mai insist, că cei care încearcă să dea o culoare politică problemelor de sănătate greșesc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul doctor, și sper că cu toții să înțelegem că această activitate sporadică făcută, nu este bună. Mai vreau să vă amintesc tuturor și cetățenilor din județul Hunedoara, care ne privesc probabil acum la această ședință, vreau să vă amintesc activitatea AUR în campanie electorală. Făcea ambulanța lor, mergea, facem sănătate în județul Hunedoara. I-ați mai văzut după campanie electorală? Nu, frate. Păi să ne fie rușine că mergem să facem sănătate doar pentru campanie electorală. Salvitalul merge și acum în toate localitățile, nu așteptăm să fie. Și an de an, din ianuarie până în decembrie, sper să nu greșesc că anul ăsta a fost vreo 4.500 de oameni la Salvital, față de 3.500 cum a fost întreg anul trecut. Deci am depășit cu 1.000 și ceva. Oamenii au încredere în activitatea Salvital și, dragi cetățeni ai județului Hunedoara, nu vă mai lăsați păcăliți de anumiți politicieni care vor să vă smulgă votul cu sănătatea culorii politice. Asta trebuie exclus. Când o să mă vedeți pe mine că vă spun sănătatea PSD-istă, nici atunci să nu mă crede nici pe mine. Așa că să nu-i credeți pe toți că este mai bine așa. Dacă mai sunt intervenții, domnul Mutulescu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați amintit în speech-ul dumneavoastră PNL.
Eu, din punct de vedere a... E cumva să-mi retrag cuvântul penalist? Nu. Da, mulțumesc. Eu, din punctul meu de vedere, ca și consilier județean, nu am avut, și cred că nici colegii mei, o inițiativă de genul ăsta. Inițiativa probabil că aparține și răspunderea pentru derularea acestei acțiuni a președintelui partidului, care este autorizat din punct de vedere legal, are un cui, Partidul Național Liberal, și reprezentant, un președinte. Poate că doamna Vetuța Stănescu, care este parlamentar și a fost și cunoaște legea, bănuiesc că dacă o votează și cunoaște, avea toate, știu eu să zic așa, aprobările necesare pentru a înțepa oamenii în deget, indiferent că este în sediul partidului sau într-o măsuță volantă. Dar, din punctul meu de vedere, eu am votat împreună cu colegii mei proiectele care au fost dezbătute pe Salvital, le-am aprobat prin bugetul care a fost aprobat la nivelul Consiliului, iar asta este o acțiune care nu cred eu că are legătură cu colegii mei din Consiliul Județean și cu mine. Răspunderea legală pentru această acțiune aparține factorului de decizie a partidului. Mulțumesc! Sigur că a fost o acțiune neautorizată nici din punct de vedere legal, nici medical. Eu vă dau cuvântul meu de onoare că nici am vrut să trec cu vederea la aceste lucruri. Dar m-am împins la aceste discuții, reprezentanta în Consiliul Județean, coordonatoarea grupului PNL, m-a împins la aceste discuții, având în vedere că s-au opus. Și constat că, cu tristețe, constat că șeful grupului liberal din Consiliul Județean se opune unor investiții de asemenea gen în Consiliul Județean, în județul Hunedoara. Este păcat. Este vorba de liberale din județul Hunedoara și trebuie să explicați, așa cum spune și domnul Mulțumesc și domnii colegi, nu cred că toți vă opuneți la o asemenea investiție. Dar când șeful se opune, ceilalți trebuie să tacă? Nu. Vă felicit că n-ați procedat ca și doamna Chivu și ați votat după conștiința dumneavoastră. Eu nu v-am dezbrăcat de conștiință pe niciun consilier. Așa cum scria despre mine că sunt un bulai de Hunedoara, dar pe la jumătatea articolului, ca să nu fie prea bine agățată de acel scris, spunea că nu dezbracă femei, bulai de Hunedoara, dar dezbrac consilierii județeni de conștiință. Mă bucur că râzi, este chiar de râs. Este chiar de râs. Da, și asta este pornită tot de la doamna Chivu, de la liberal. Tot de la liberal pornită bulai de Hunedoara. Dar cine a pornit treaba asta, o să trebuie să dea explicații de ce au făcut-o. Dar cine citește articolul ăla, mai ales când era în vogă acea problemă care nu ne dorim să fie, Nistor este un bulai de Hunedoara. Aoleo, și ăsta ce-a făcut pe-n birou, o fi dezbrăcat femeile. Până la jumătatea articolului scrie să se scuze, dar n-a dezbrăcat femei, ci a dezbrăcat consilierii județeni de conștiința lor. Stimați consilieri județeni, indiferent de ce parte ne avem, dacă credeți vreodată că v-am furat conștiința eu, îmi cer scuze și să spuneți. Dacă nu, cei care au avut această imagine liberală, se spune să-și ceară scuze că nu a fost chiar bine ce au făcut, dar noi trecem cu vederea. Și acum doamna Chivu vrea să ne spună că se pune împotriva și discuțiilor. Doamna Chivu, vă rog.
Nu mă opun, dar cred că am dreptul la o replică după ce m-ați nominalizat de atâtea ori și aș vrea să o luăm așa un pic pe rând. Încă o dată, în primul rând, am pronunțat, am pronunțat cu numele dumneavoastră cu mare drag. Și îl mai pronunț de acest caz. Și mulțumesc. Și am apreciat și că eu sunt de vină pentru tot ce se întâmplă la PNL, dar nu e chiar așa. În primul rând, aș vrea să vă spun că m-am abținut. Nu m-am opus și m-am abținut acordării de diplome, nu investiție, pentru că am felicitat investiția și știu că este foarte necesară. A fost o abținere personală. Am și menționat când am făcut-o. Deci nu a avut nicio legătură nici cu decizia politică, nici cu ce au decis colegii mei să voteze. A fost o chestie personală pentru mine, asta fiind una. A doua, acțiunea despre care ați discutat este acțiunea organizației DEVA, la care eu personal n-am participat și nu am cunoștință ca vreunul dintre colegii mei consilieri județeni să fi participat. Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, nu este o acțiune imorală, pentru că orice acțiune care este făcută să ajute oamenii este o acțiune binevenită și apreciez medicii care și-au luat din timpul liber și au fost dispuși să ajute acești oameni. Și aș vrea să vă arăt eventual după ședință cum se desfășoară la Vâlcea cam acțiuni de acest gen, în care PSD cu BNR și cu așa mai departe prevenim pentru sănătate, PSD Vâlcea. Dar de ce nu, doamna Chivu, dacă vă place la Vâlcea, mutați-vă în Vâlcea. Nu îmi place la Vâlcea, în județul doamna Chivu, în județul, nu dezinformați lumea. În județul Hunedoara nu s-a întâmplat așa ceva și cât va fi președintele partidului și președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor, nu se întâmplă așa ceva. Eu nu politizez activitatea sanitară. Dar dacă ziceți că vă pare rău și regretați că n-a știut că la DEVA, atunci cervi scuze că v-ați opus acestui lucru, că și o să vorbesc cu președinta de la Liberal, doamna deputat Vetuța Stănescu, cum a putut să vă omită pe dumneavoastră de la o asemenea acțiune. Dar este nu m-a păcat. Omis, domnule președinte, eu nu sunt cadru medical ca să pot să particip la acțiuni de genul. Nici nu mă duc doar să fac dar o poză. Dar sănătatea liberală? Dacă aș fi fost medic, probabil aș fi participat dar cu sănătatea drag. Este liberală? Nu, sănătatea nu este a tuturor. Bine, bine, am înțeles. Și în același context aș vrea să vă aduc la cunoștință că de la ședința de luna trecută, când am discutat cu noastră în privat o situație și anume faptul că a ajuns la cunoștința mea că sunt doi tineri medici care ar dori să vină să profeseze la DEVA, mi-a spus că ar dori să vă întâlniți cu dâns și să discutați, să vedem ce specializări au. De o lună de zile încerc să programez o întâlnire, s-au anulat de 3 ori întâlnirile și aș vrea să știu public dacă sunteți interesați să aducem medici la spitalul de la DEVA sau nu. Stimată doamnă consilier Chivu Cristina. Deci doamna Chivu Cristina. Eu nu cred că te-ai planificat în audiență la mine și să vii cu acei medici. Niciodată. Am vorbit în birou cu dumneavoastră și am spus, da, doresc să-i cunosc și doresc să vină să luăm legătura cu conducerea spitalului, fiindcă nu eu fac angajări la spital, domnilor colegi. Nu eu fac angajări. Conducerea spitalului. De ce n-ați venit cu acei doi doctori tineri și eu aș fi mândru să avem doctori tineri, să vină cât mai mulți spre spitalul județean, că vedeți că și pleacă. Și pleacă unii medici, să vă mai spun și aia, că poate nu știți, să vă informez eu, să vină din sufletul meu, numai dintre dumneavoastră, doamna Chivu, că de la noi, din spitalul județean, ne mai pleacă medici și asistente și din cauza sistemului prost în care a fost și a continuat să fie. Și vă spun de ce spun aceste lucruri. La DEVA, în unele secții unde ar trebui să aibă sporul, așa cum îl au în tot județul, 75-85% cei care lucrează la UPU, cei care lucrează în condiții deosebite, le au în spitalele de la Orăștie, Hunedoara, Brad, altele, le au 85%, iar la DEVA le au 50%. Și atunci este normal ca un medic să plece de la salariul, să plece dincolo. Am făcut intervenții la Ministerul Sănătății, fiindcă nu este posibil acest lucru. Nu este posibil. Dacă legea așa prevede
și ne încadrăm în cei 30% care prevede legea, trebuie să le dăm și la cei de la DEVA. Nu putem un spital județean să fim sub nivelul de salarizare a unor spitale. Să nu înțelegeți că critic cumva că sunt salariile mari în alte spitale. Nu. Am spus-o întotdeauna. Medicii, cadrele medicale, asistente, tot, trebuie să fie plătite, fiindcă la ei mergem pentru sănătate. Nu sunt ei Dumnezeu să ne dea sănătatea, dar ei sunt cei care ne consultă și ne scriu rețete și ceea ce să ne vindecăm. Așa trebuie. Și de aceea, doamna Chivu, vă spun treaba asta, că m-am zbătut și pentru treaba asta cu Consiliul Județean, cu că trebuie să o ducem la deplinire, Ministerul Sănătății, ca spitalul și spitalul din Deva, să nu mai avem aceste probleme. Să nu le mai avem. Că poate cineva vine și vă anunță și vă pune la inimă și treaba asta și sigur că, având mai multe la inimă și nerezolvate, Doamne fere, se întâmplă multe probleme. Dacă mai sunt discuții, că trecem mai departe. Nu mai sunt, mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii unitare lei pe kilometru aferente sumei forfetare lunare și a sumei de forfetare pe zi acordate elevilor din județul Hunedoara care sunt școlarizați în alte localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public în anul școlar 2024-2025. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu? Aviz favorabil. Domnul Petruș? Aviz favorabil. Doamna Dobra? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblul său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2024-2034, pe 10 ani. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie? Aviz favorabil. Doamna Dobra? Aviz favorabil. Intervenție, dacă sunt? Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva. Nu, mulțumesc. Îmi place Dacian Cheș cu zâmbetul pe buză permanent. Asta este bine. Asta înseamnă să fii dresor de dinozauri politici. 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Hunedoara numărul 373/2023 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2024 cu modificările ulterioare. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu? Aviz favorabil și nu particip la vot. Dar ce se întâmplă? V-ați obosit? Domnul Rus? Aviz favorabil. Domnul Petruș? Aviz favorabil. Doamna Ștefănie? Aviz favorabil. Domnul Hirghiduș? Aviz favorabil. Doamna Dobra? Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră a consilierului județean, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcție de familia ocupațională administrației din cadrul Direcției Generale și Asistență Socială, Protecția Copilului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu? Aviz favorabil. Doamna Ștefănie? Aviz favorabil. Doamna Dobra? Aviz favorabil. Dacă sunt intervenți din partea domnule noastră. Președinte, la acest punct nu particip la vot. Mulțumesc. Am înțeles. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră, a consilierului. Dacă nu sunt, supun proiectul de hotărâre pe ansamblu său la votul dumneavoastră. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării
terenul din domeniul public al județului Hunedoara înscris în CF 68118 la Sfântă Maria Orlea. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Pentru să vă aducă la cunoștință, poate unii n-ați fost în comisie, este vorba de terenul de la Castelul Nopcea, nu? Da, domnul Avram? Da. Mai tare, nu stați așa, că nu vă e frică de mine. Da, domnul președinte. Deci, Castelul Nopcea are o suprafață mai mare de teren și atunci trebuie să terenul de sub construcție, terenul pe care se pot face, de exemplu, vrem să facem un parc al trandafirilor. Asta nu este politic. Nopcea avea parcul trandafirilor. Dacă spunea parcul alelelor sau altceva, așa îl denumeam și noi. Istoria trebuie să o respectăm. Nu? Cel mai tânăr consilier, nu tu ești? Ba, nu, nu. Ai fost, da. Da, mă bucur că ești cu zâmbetul pe buze. Dacă mai sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul de folosință gratuită numărul 20.755 din per 2298 per 2023 încheiat între Consiliul Județean Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Nu, dacă se abține cineva. Nu, mulțumesc, adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii proiect protocolului numărul 60.587 per 18.287 per 2024 de predare, primirea unor imobile din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul public al județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Special, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Nu, dacă se abține cineva. Nu, mulțumesc, adoptat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea obiectivului de investiții, reparația și modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Etapa 1. Lucrări de reabilitare și punere în funcțiune a instalațiilor termice, a instalațiilor de gaze naturale, precum și realizarea unei rampe pentru acces persoane cu handicap locomotor. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Nu, dacă se abține cineva. Nu, mulțumesc, adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcția din familia ocupațională a administrației din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean. Punctul de vedere a Comisiei, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții în infrastructură de recuperare a Spitalului Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Rus. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Apropo că toți suntem la infrastructură, mă simt obligat, am primit un SMS. Nu vă spun de unde, dar este de culoare galbenă. Și mă întreabă, stimați colegi,
și trebuie să fiu corect cu dumneavoastră. Ce se întâmplă cu culoarul de nord de la ieșire din Giorgio spre Rapol? S-a săpat acolo o groapă în drumul care a fost. Cine a săpat-o, cu o intervenție, cine a aprobat? Vă dau eu răspunsul la toți, să știți și dumneavoastră mai departe să dați răspunsul. S-a spart conducta de apă. Chiar dacă drumul este făcut pe fonduri europene, s-a spart conducta de apă, automat cel care are drumul în administrare a dat telefon la APA Prod. APA Prod, la rândul ei, a luat legătura cu cel care a făcut drumul pe fonduri europene, s-a rezolvat problema cu conducta de apă, nu mai este spartă, și vă mulțumesc la APA Prod pentru intervenția de urgență pe care ați făcut-o, că astfel eram pe punctul de a opri apa pentru nu știu cât timp în orașul Giurgiu și în localitățile aparținătoare. Nu putem să facem acest lucru, nu putem. Dar legea spune așa, și noi cum respectăm legea și aviz celor care vă interesează, oare ce mai are Nistor pe în Valea Jiului, că vrem să ne legăm tare de el, legați-vă cu fune de gât de un pum, că e mai bine. Eu cum respect legea și o respectă toți, legea spune așa, că dacă sunt intervenții la drumul care s-a făcut pe fonduri europene, numai cel care a făcut drumul îl poate reabilita pe porțiunea, adică să seamene din, ca un prung leit, așa, cu fratele Geamăn. Deci iată că v-am dat răspunsul și poate îl transmite și dumneavoastră mai departe la cei care interesează, presa toată care este interesată, ce s-a întâmplat. Și cred că am procedat legal și încă o dată îl felicit pe domnul Grigor că intervenția pe care ați făcut-o este foarte, foarte pertinentă, chiar de urgență, urgență, și vă felicit pentru că ați avut în ideea noastră și de a da și a consulta pe cel care a făcut drumul. Nu mai avem nicio problemă. S-a făcut conducta, este apă, cel care a făcut drumul repară și aduce la starea inițială, și este foarte bine. Asta e viața când pe drum nu se întâmplă numai la George. Uitați-vă că se întâmplă și în Deva, uitați-vă că se întâmplă și în Șoimuș. Asta este. Când conducta care a fost băgată, știți la dumneavoastră cum se mai construiesc conducte și în ziua de azi. Spunem că e PN6 sau PN10, dar ea este PN3 la calitate. Se sparge și nu e vinovat nici directorul la APA Prod, nici cineva de la drumul că se sparge conducta, dar noi trebuie să ne facem datoria. Așa că... Dacă îmi dați voie... Să... Da, domnule, am vrut să vă informez pe dumneavoastră, să știți despre acest lucru, că s-ar putea să se mai întâmple pe drumurile noastre naționale, care sunt în interiorul localităților, pe drumurile județene, care sunt în interiorul sau exteriorul localităților, poate să mai întâmple. Dar noi nu trebuie să stăm pasiv când avem o asemenea avare, trebuie să la timp să o rezolvăm. Domnul Popa, vă rog. Dacă tot a venit vorba de drumul ăsta județean, cred că n-ar fi lipsit de interes să se curețe un pic vegetația din jurul semnelor de circulație, pentru că în multe locuri nu se mai ved semnele de circulație din cauza vegetației care a crescut acolo. De la Gioagiu la Bobâlna Uroi. Domnul Popa, aveți dreptate. Vă dau cuvântul meu de onoare că aveți dreptate și eu am constatat, dar dacă mă legam de domnul Costel Avram, zice, aveți ceva cu mine? Nu. Domnul Costel Avram, te rog să te ocupi de treaba asta. Ba, am constatat mai mult. Sunt intersecții în care nu mai există semne de circulație. Stop la intersecție sau cedează trecerea, sau semne în care nu mai există localități. Asta ne aparține și nouă și primarilor, fiecărui primar care administrează urbea respectivă și care atare trebuie să o facem. Da, domnul Costel, să văd ce spui. Da, sau... Voi atrage atenția constructorul care are în administrare acest drum că numai în luna septembrie se va face recepția finală să facă exact ceea ce a spus domnul Popa. În momentul când va fi în administrarea Consiliului Județean, este răspunderea noastră total. Deocamdată
este în administrarea constructorului Strabag. Domnul Avram, ați vrut neapărat să vă scăpați rapid. Aici, la drumul ăsta, aveți dreptate. Dar alte drumuri județene, mergeți pe drumul județean care a fost reparat, predat, vă dau direcția. De la intersecția DN76, care o ia spre baraj, treceți de locul de intersecția unui ia spre Brănișca și mergeți mai un kilometru jumate și mâine veniți și îmi spuneți, vă dau eu o cafea dacă ați constatat că este bine. Dacă ați constatat că este rău, dați dumneavoastră dublu. Am constatat amândoi că este rău. Ce rău îmi pare că am constatat amândoi. Vreți să-ți mai dau vreo câteva nume? Bine, hai să ne ocupăm și oamenii noștri de la compartimentul de drumuri să-și facă meseria. Serios, să-și facă meseria că pentru asta iau bani. Și nu greșim că îi punem la treabă. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea ambulatorului integrat al sanatorului de pneumofiziologie Giorgio. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Hirghiduș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Doamna director de la Giorgio, care mai aveți puțin de stat acolo. Dumneavoastră să hotărâi, nu eu. Vă rog să treceți la microfon și să spuneți despre ce este vorba. E mai credibilă Ancuța Suciu decât eu. Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Acest proiect este foarte important pentru... Ții mai aproape de guriță microfonul, da. Ăla-i bine. Acest proiect este foarte important și doresc să vă mulțumesc pentru că ne sprijiniți de fiecare dată în implementarea acestor proiecte, deoarece avem nevoie și de finanțare și de depunere și în același timp mulțumesc echipei din cadrul Consiliului Județean care ne sprijină în depunerea acestui proiect. Prin acest proiect dorim să dotăm ambulatorul pneumologie, dotare farmacie și dotare laborator. Dat fiind faptul că în cadrul sanatorului pneumologie Giurgiu, frecvent ne calcă pragul undeva la 100 de persoane pe timp, 100 de pacienți pe timp de vară, iar la capacitate maximă avem pentru lunile celelalte. Valoarea estimată este de 17 miliarde vei cu 1.700.000 lei și sperăm să fim eligibili în urma depunerii. Dar ia mai spuneți dumneavoastră, doamna director și viitor primar. Adică să știți de ce îi spun că mare puțin să fie director. Ia și-a ales. Spuneți dumneavoastră ce ne mai cere ISU ca să puteți să vă autorizăm. Că tot, după aia iară află cineva de altă culoare și spune uite cum funcționează în ISU cu asta. Avem nevoie de un bazin separat pentru hidranții exteriori. Trebuie să dotăm sanatorul 4 hidranți exteriori și tot ceea ce înseamnă funcționare cu stație de pompare și canalizare pentru acei hidranți. Și? Fă-mă să cred eu că aveți nevoie. Păi la acest moment funcționează doar cei interiori. Pe urmă vor funcționa și cei exteriori. Dacă cu ajutorul dumneavoastră al Consiliului Județean vom face această dotare, această investiție. Cât costă? Undeva la 11 miliarde vei, cu 1.100.000 lei. Da. Eu dacă eram director în locul tău, atâta le spuneam, îi făceam pe consilierii județeni să plece capul. Să zică câtă dreptate are doamna director. Dar vă spun eu în continuare, Ancuța. Acest proiect de reabilitare a sanatoriului de la Giurgiu, tu nu erai director pe vremea aceea, în 2010, când tovarășul Nistor cu tovarășul Demeter, noi am fost și tovarăși pe vremea înainte, recunoaștem. Ne-am luat ambiția de a face o investiție extraordinar de mare în Spitalul Județean din Deva și să fim eligibili, am băgat și sanatorul de la Giurgiu. Investiția de la Spitalul Județean
și de la Spitalul Sanatoriu din Brad sunt pe fonduri ale Ministerului Sănătății. Deci trebuie să recunoaștem că ne-am zbătut și le-am prins acolo, este foarte bine. Și acum, Ancuța, nu cu bunăvoința Consiliului Județean, că noi nu suntem Dumnezei să avem bunăvoință. Dumnezeu ne mai iartă păcatele ce facem. Am făcut demersurile necesare, Ancuța, la Ministerul Sănătății și pot să spun public că o să ai bani. Asta se va. Așa e mai bine. Dar trebuie să știe toată lumea. Pe urmă, dacă nu știe cetățenii, nu sunt informați bine, consilierii județeni nu sunt informați, vine iarăși presa de alte culori, nu știu de care, și iarăși scrie, uite cum e cu spitalul din Giorgio. Felicitări, Ancuța, pentru modul cum te-ai zbătut pentru acest spital și cred că o să reușim în scurt timp să aveți și banii, în așa fel încât să facem toate dotările necesare și să intrăm în legalitate cu tot. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de proiectul dotarea ambulatorului integrat al Sanatorului de Neurofiziologie Brad. Comisie de specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Hirghiduș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Coborin, votez acest proiect. Nu votez. Păi la tine la Brad. Da. Votează. Sorina, e la tine la brad. Bă, vezi că o să vadă lumea și zice, uite, nu știe de ce nu vota și zice, uite, cobori Sorina să o opune. Bine, Sorina, noi înțelegem de ce te opui. Exact ca și cum a fost problema cu pensiile. A fost transmis un act prost și nu toți cetățenii, pensionarii, poate au timp să citească legea, sau să înțeleagă pe articol, pe aliniate, care omul când a primit decizia de pensionare acasă, efectiv a fost în pragul infarctului, când la unii le-a venit. Dar dacă nu știm să comunicăm, asta. Casa Națională de Pensii trebuia să procedeze așa cum a procedat după intervenția mea. A venit cu o scrisoare, acum și lămurește clar. Dar scrisoarea asta trebuia să plece înainte de intervenția lui Nistor. Și dacă scrisoarea asta pleca spre pensionar și îi lămurea, nu aveam atâtea intervenții. Și văd dacă tot am deschis problema asta, domnilor consilieri județeni, este trist că ne urcăm cu picioarele pe pensiile minerilor. Ne urcăm să obținem voturi datorită faptului că mințim. În loc să spunem minerilor că unii au mai primit la pensie, iar cei care au pensiile mai mari, li se menține pensia pe care o au, nu li se taie. Dacă comunicarea era de la început, nu aveam. Dar am constatat, de exemplu, greve la Vulcan. Știu ce strigau pe acolo, nici nu vreau să spun. Dar când am văzut ce mineri sunt acolo, numai din ăștia în blugi scurți, cu sandale din alea de firmă, care coborau din jeepuri, de exemplu, Mercedes, Touareguri și nu știu de care. Ăia erau mineri adevărați? Nu, dragii mei. Ei erau cei acoperiți cu alte gânduri și cu alte idei să se bage, să scoată în stradă pensionarii. Iată că Dumnezeu i-a bătut și nu pot să scoată, fiindcă pensionarii au înțeles. Și cel mai bine, dragi consilieri, să aveți și dumneavoastră să știți, în septembrie, când se va primi cuponul de pensie, omul se va lămuri că a primit în plus sau că i-a fost tăiată pensia. Atunci să vorbim, în septembrie. Dar s-au trezit unii să facă manevră cu bieții pensionari și pe această temă, crezând că mai culeg voturi de undeva. Este o nesimțire totală să faci așa ceva. Mai bine să ne interesăm ca oamenii să poată, pensionarii, să poată să meargă la casa de pensiile județene,
să depună contestație dacă sunt nemulțumiți, să-i ajutăm, dar nu să facem politic, să spună că eu, partidul X, vă asigur asistență juridică gratuită. Du-te și asigură la mătă acasă asistență juridică, să nu sară de pe picioare cu ciorba care o face, dar nu fă politică pe seama unor oameni necăjiți. Unor oameni necăjiți. Chiar. Oameni care au muncit în adâncurile pământului. Oameni care au muncit în siderurgie, în alte părți. Și noi acum să ne batem în joc de ei. Salariile pe care le-au avut acei oameni le merită. Și sunt unul dintre foști parlamentari care m-am zbătut ca salariile pentru cei care au lucrat în minerit, siderurgie și în alte locuri grele să fie crescute. Și sunt mândru că am făcut treaba asta. Datorită salariilor care le-au avut și pensiile le merită că sunt pensii cuvenite. Dar când noi politicienii încercăm să ne urcăm cu picioarele până cazul acestor oameni, este rușinos. Pe mine unul nu mă prinde nimeni în aceste mișcări, ci dimpotrivă, așa cum am făcut-o zilele trecute, alaltăieri, la o discuție cu Bucureștiul, le-am spus că comunicarea este foarte proastă. Nu proastă, foarte proastă a fost de am ajuns aici. Și la circa jumătate de oră după discuția mea, a ajuns scrisoarea. Pe toate posturile a ajuns scrisoarea. Și foarte bună. Dacă acea scrisoare se dădea înainte de decizia de pensionare, tot omul înțelegea ce pățește. Asta este. Dar când orice lucru îl transformăm politic, se poate mai prinde în ceva voturi, este destul de neplăcut. Destul de neplăcut. Dacă sunt alte intervenții. Dacă nu sunt... Da, domnule președinte, stimați... La proiectul ăsta, la proiectul ăsta. Mulțumesc, domnul Cheș, mulțumesc. Dacă nu sunt, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara în calitate de lider de parteneriat, solicitan și sanatorul de pneumă zilea Brad, în calitate de partener 2, în vederea implementării proiectului de investiții și infrastructura sanatorului, din cadrul programului de sănătate, Programul Național de Investiții, Infrastructură, Unități Spitalicești. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănescu. Aviz favorabil. Domnul Hrighiduș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Eu aș dori, domnule. Vă rog. Președinte. Mă bucură foarte mult că se acordă atenție deosebită sanatoriului de la Brad. De curând am avut nevoie de un examen de specialitate, de un control de specialitate. Eu am fost de mai multe ori, evident că am fost pe acolo. O perioadă chiar am făcut parte din Consiliul de Administrație al sanatoriului, dar vreau să vă spun că se vede o creștere deosebită din punct de vedere managerial. Și aș vrea să felicit conducerea sanatoriului de la Brad. Din punct de vedere al actului medical, al probității medicilor care își desfășoară activitatea la sanatoriu, și ca să nu mă întind prea mult, aș vrea să spun că sanatoriul de la Brad este la înălțime și la propriu și la figurat. Felicitări! Domnul consilier, vă mulțumesc din suflet pentru aprecierile făcute și mi-ați luat-o înainte. Vă mulțumesc că și eu vreau să o felicit pe doamna Liliana, director. Liliana, scol-te în picioare, nu că te scol în picioare ca și ai greșit ceva. Să te vadă lumea, un director de excepție și la Brad ca și la George. Felicitări pentru tot ce ați făcut. Dacă aș avea director peste tot de nivelul vostru, al tău și al lui Ancuța, m-aș bucura eu. După care se bucură și cetățenii sau cei care trec pe la voi, fiindcă sunt probleme de sănătate, trebuie să înțelegem asta. Felicitări la amândouă. Doamne ajută! Dacă mai sunt intervenții, supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 16.
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcția din familia ocupațională a administrației din cadrul serviciului public județean Salva Mont. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții anexe la buget. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor județeni, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate pe anul 2024, virilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil și nu particip la vot, mulțumesc. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor județeni. Nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virelor de credite bugetare în cadrul același capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexe la buget. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Domnule președinte, din motive obiective nu votez acest proiect. Motive obiective. M-ați dat gata. Dinozauri, ce spun? Să spună după ce DMT spune că nici el nu participă la vot. Tot motive obiective. Tot nu. Așa. Am înțeles și cu dumneavoastră. Măi, când spune lumea că din motive obiective, nu-ți mai vine să mă întreb de ce. Da. Dacă sunt alte intervenții, aceste obiective parcă nu ne-au lămurit. Nu sunt, supun votul dumneavoastră, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului pentru funcție din familia ocupațională a administrației din cadrul Direcției Generale de Administrare a Monumentului și Promovarea Turistică a județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil și nu particip la vot. Din motive? Obiective, așa, așa. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul noastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Și în sfârșit, punctul 21, drag așteptat, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a doua proiectul Linia Verde de Autobuze Electrice între Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupen, Urican, Green Line, Valea Jiului, componenta 1, cod ZMAEMIS 122-119 și a cheltuielilor legate de etapa a doua proiectul din cadrul Programului Regional Vest 2021-2022. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Domnul Ierghiduș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Aoleu. Mâna sus, cât sunteți din Valea Jiului aici? Câți consilieri județeni? Ia să vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Ți-e frică? Rușine? Mâna sus.
Dacă spune o întrebare care e consilierul județean din Bejan, aș ridica mâna sus. Antrenorul de dinozauri mă ajută, știți. A, nu avea loc de dinozaurul politic, da, bine. Stimați consilieri județeni, mă gândeam că cineva din Valea Jiului, dintre consilieri județeni, vine să spună ce se întâmplă în Valea Jiului. Că am fost atât de mulți criticați cu acest proiect Green Line, încât aproape eu transpiram la fiecare ședință, curgeau și roaiele de apă pe mine, cum se dau explicații. Spuneți, domnilor consilieri județeni, ce se întâmplă. Cât este de frumos acum drumul făcut în Valea Jiului? Cât este de frumos făcut pe Green Line? Încet, încet ajunge de finalizarea proiectului. Se lucrează la depoul unde sunt rămase acolo pentru staționare, nu pentru casare, pentru staționare a autobuzelor. Autobuzelor alea care acum sunt ținute în ploaie de către președintele Consiliului Județean și n-am avut umbrele pentru toate să le pun, da? O să le fac. Deci asta trebuia, mă așteptam că o să mulțumiți consiliere județeni în numele cetățenilor din Valea Jiului că acest proiect se vede că se implementează. Și vreau să mulțumesc și pe această cale firmei care a câștigat proiectul, lucrează extraordinar, dar din cealaltă parte, noi Consiliul Județean, îmi este rușine față de acel om, patronul firmei, ce datorii avem. Și nu din cauza noastră. Din cauza că ADR Vest nu a primit banii de la minister, din cauza că trebuie să ne mai înclinăm cuiva, dar acel om n-a întrerupt, dragi colegi, n-a întrerupt activitatea în Valea Jiului. Și domnul Costel spune exact ce datorii avem. Peste 14 milioane de lei facturați pentru componenta 1. Nu, vedeți? Mă întreb care dintre marii constructori hunedoreni susținea acest proiect. Niciunul. Cred că niciunul. Și atunci această firmă trebuie să-i acordăm probabil și lor o diplomă de excelență, pe cuvântul meu de onoare, pentru ce fac, pentru acest proiect în Valea Jiului. Și cu toții vom fi mândri când de la câmpul Uneag Uricani până la Petrila, la Cimpa, vor circula autobuze electrice, omul are posibilitatea, apasă pe buton, iasă biletul, pleacă și la treabă și ne simțim bine cu toții. Ne rugăm lui Dumnezeu să-l terminăm cât mai repede. Văd că Costel Avram îl mâncă degetele, vrea să-mi comenteze ceva, o să-ți dau cuvântul. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-l terminăm cât mai repede, nu pentru noi. Noi suntem trecători prin funcțiile astea. Unii mai stau un mandat, alții nu mai stau, asta e viața. Dar cetățenii din Valea Jiului, cred că generații vor beneficia de acest proiect extraordinar pe care ne-am zbătut cu toți, nu eu singur, cu toți, cu dumneavoastră, consilieri județeni, cu toți, cu angajații de la Consiliul Județean care s-au ocupat de acest proiect. Eu le mulțumesc din suflet la toți și sperăm ca într-un timp cât mai scurt să lămurim toate problemele. Domnul Costel, să-mi spui că dăm bani. Și eu vreau să-i mulțumesc constructorului pentru modul cum a lucrat, pentru faptul că a înțeles, iar dimineața am primit un mail de la ADR Vest, împreună cu colegii primarii din Valea Jiului, toți au dat astăzi, cei primarii din Valea Jiului au dat până la ora 11, au dat hotărâri de Consiliul Local pentru actualizarea devizului general. Până la ora 16 noi trebuie să încărcăm pe MySmith toate documentele, iar discuțiile care le-am avut azi dimineață cu directorul adjunct de la ADR este că săptămâna viitoare se semnează proiectul pe componenta 1. Banii aceia care erau pierduți în viziunea unora. Nu se pierde niciun ban și sperăm că anul acesta să fie gata proiectul și în același timp să ne îndeplinim datoria față de constructori și să îi plătim bani. Va veni o prefinanțare de 10% din restul care a rămas de lucrat. Urmează ca și noi. Mâine sunt la București, m-a trimis domnul președinte la Ministerul de Finanțe pentru a lua banii din împrumut. Avem 4 milioane bani cofinanțarea noastră și atunci încercăm să reglăm problemele cu constructorul. În rest, eu sper că împreună am mai câștigat ceva prin faptul că
primăria municipiului Petroșani sau primarul municipiului Petroșani a fost de acord să devieze traseul care la început a fost pe centura municipiului Petroșani prin interiorul Petroșanului, fiindcă vine un cetățean de la Uricani și vrea să vină la piață, era greu să plece de pe centură. Așa poți să vină în fața magazinului Jiu și ne dă voie să facem 3 stații diferite de stațiile din transportul local. Mulțumesc mult, domnule. Cine e constructorul? Că cred că merită să știm numele. Din Iași. O firmă din Iași. O firmă pe care, când am câștigat licitația, eu chiar m-am speriat. Mă zic, vine, are, a demonstrat, uitați, să lucri pe atâția bani datorie. Sigur că banii îi primește, dar înseamnă că a avut puterea să țină atâtea luni investiția asta în mână încât să meargă bine. Și Valea Jiului, de-aia am rămas mirat că n-au vorbit nimic colegii mei din Valea Jiului, dar cei din Valea Jiului îmi pot spune foarte clar ce frumos este acum. Schimbăm total aspectul Valea Jiului. Și asta nu o facem în campanie electorală, domnul Popa, o facem după. Deci tot moldoveniți primii, nu? Domnul Popa, noi o facem asta... Când permiteți. Auziți, noi facem asta după campanie electorală, fiindcă campania electorală pentru mine și colegii mei am început-o 2 zile după ce am câștigat alegerile astea care au fost. Asta este, facem treaba. Nu de altceva, dar mi-e frică de dinozaurul politic, o să mă critice dacă nu fac treaba. Dacă mai sunt intervenții din partea noastră. Da. Domnul președinte. Domnule președinte, domnilor colegi. La acest proiect... La acest proiect, că dacă nu la celălalt mai avem... Acum, a doua oară vreți să mă opriți. Nu, nu, am spus... Spuneți că plec. Dar poți să pleci acum. Dacă îmi permiteți... Domnul Chiș, domnul Chiș. Nu, că... La acest, domnul Chiș, la acest proiect, dacă aveți intervenții, dacă nu, la următorul punct, vă stau la dispoziție, că este interpelări și întrebări. Deci nu vreau să vă opresc. N-ai priceput nimic? N-am treabă cu acest proiect, eu. A, bun, la următoarea, la întrebări și interpelări. Deci consider că nu te-am oprit. Așa, să nu pleci cumva nervos pe mine, cumva. Că-l punesc. Domn profesor, vă rog. Deci dacă îmi permiteți, nu am, eu sunt mai timid așa și nu prea... Da, am văzut, am văzut. Vreau să fac o observație. Bineînțeles că mulțumim foarte mult Consiliul Județean pentru acest efort deosebit, pentru acest mega proiect. Și aș pleca de la observația că acest proiect numit Linia Verde, de fapt nu este o metaforă, este chiar o realitate. Adică s-a dat verde unor lucrări, unor mega lucrări care vor dura mai mulți ani, bineînțeles, am înțeles, și care se văd cum se desfășoară în Valea Jiului. Nu plec și de la aspectele negative. Categoric pe unii deranjează faptul că drumul este în reparație, pentru că sunt restricții de circulație, dar să ne uităm la aspectele pozitive. Faptul că au fost angajați un număr considerabil de lucrători din zonă, am văzut chiar cetățeni care înainte stăteau degeaba. I-au angajat și dacă nu știu să facă nimic, îi pun la dirijarea circulației, acolo cred că se pricep. Deci drumul care se construiește, cel puțin eu vorbesc din zona aceasta, de la Lupeni la Câmpul Uneag, unde sunt intervențiile tehnice, este remarcabil faptul că se fac lucrări de o înaltă tehnologie, părerea mea, adică cel puțin pentru România, nu știu dacă pentru China, dar pentru România sunt lucrări de înaltă tehnologie, pentru că betoanele ceaușiste sunt sfărâmate în sfârșit și puse la locul lor, pentru că nu se putea turna asfaltul peste beton, din motive tot tehnice, așa cum sosim constructorii. Deci este un lucru remarcabil acest fapt că se face linia verde și care va implica nu numai un consum de forță de muncă, de materiale și asta e altceva, angajării care aduc profituri pentru zonă. Iar Consiliul Județean trebuie să se mândrească și se va mândri, eu sunt convins, cu această lucrare, ca și cu alte proiecte de această factură. De asemenea, cred că transportul care se va asigura pe linia verde va aduce beneficii pentru elevi, pentru persoanele care, eu știu, au venituri mai reduse, că am înțeles că va fi chiar
mult mai ieftin decât cel cu microbuzele Zemegaurei, așa se aude. Unii chiar spuneau, vorbele, cei mai optimiști, că 2 ani de zile nu se va plăti nimic. Eu nu cred treaba asta, dar e doar o speranță a unora. Nu cred eu că Consiliul Județean o să aibă posibilitatea să... Dar nu știu de unde este zvonul, eu vă spun. Trebuie poate să ținem cont și de zvonuri, că unele zvonuri pleacă de la fapte reale. Deci undeva s-a auzit că nu vor plăti 2 ani. Și foarte mult se bucură pentru acest lucru. Eu, cei care m-au întrebat, cetățenii voroși din zona, le-am spus că nu cred că este adevărat, pentru că sunt costuri imense. Deci finalizarea acestei lucrări va însemna un efort enorm și pentru județul nostru. Deci încă o dată vă mulțumesc în numele consilierilor din Valea Jiului și sunt convins că toți au acelea sentimente de mândrie față de conducerea Consiliului Județean și nu numai. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu din suflet, domn profesor, și iată că pe sfârșit de mandat i-a trecut emoțiile domnului profesor și începe un nou mandat fără emoții. Mulțumesc, domn profesor! Dacă mai sunt intervenții pe acest proiect, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. Și acum, cel mai fain ordin, cel mai fain proiect de pe ordinea de zi, aș putea spune, întrebări și interpelări. Domnul Chiș, sunteți primul, că aveți, tot ați intervenit de 2 ori, dar nu... Da, mulțumesc. Domnule președinte, domnilor consilieri, vreau să aduc în discuție 2 puncte la care v-ați referit, în special la cele cu aceste recalculări de pensii. Foarte multă lume mă întreabă și m-a întrebat unde să se adreseze. Băi, fraților, decât la casa de pensii. Ei, la casa de pensii, la ora actuală, este o nebunie totală. De ce? Pentru că au venit așa greșit de la București. Iar personalul cât există aici este puțin. Dar fac un anunț public de la acest microfon și aș ruga conducerea Consiliului Județean ca cei care participă la anumite discuții la televiziune să facă precizare că nu Consiliul Județean este cel care răspunde, care are în subordine Casa de Pensii Județeană, ci este prefectura care este reprezentantă. Ca atare, pentru anumite probleme, domnii pensionari, cei care sunt în plată pensionari, să binevoiască să facă adrese, sesizări, reclamații la prefectură. În altă ordine de idei, domnule președinte și domnule Costel, nu mai tot șopti la ureche acolo, că domnul președinte știe să vorbească și fără tine. Că tu nu știi să vorbești. Tu știi să treci pe stradă, pe la oameni care fac sesizări, dar să nu cauți oamenii. Că așa ai învățat tu la școală, nu știu ce școală ai făcut. Una la mână. Doi, domnule președinte, unde ați văzut dumneavoastră ca în 5 ani de zile un proiect depus să se schimbe o conductă de 70 în diametru din cea de metal în cea de polipropilenă și să nu se reușească schimbarea ei? În 5 ani de zile. Și eu mă cer cu primăria și cu primarul de la Hunedoara ca să facă strada, neștiind că acea conductă nu-i schimbată. Deci, cum vreți dumneavoastră să meargă lucrurile în aceste instituții pe care le coordonăm noi, prefectura și mai știu eu cine, Dumnezeu de unde, din cerul de unde le coordonează, dacă nimeni nu-i verifică? Domnul consilier, acum eu nu mă un pic, domnul Avram. Domnul Costel, vă iau microfonul, domnul Costel. Eu l-aș întreba pe domnul director care e de față, și dânsul de un an de zile director, e adevărat, nu are... Domnul Avram, mă las să vorbesc. Nu, dumneavoastră, domnul de acolo. Voi cred că vă iubiți prea mult. Cred că și eu o să-l iubesc, eu, numai dacă mă enervează mult. Să spună domnul director, de ce s-a întârziat acest proiect? Că dacă știam eu de el, vă dau cuvântul meu și îmi fac Sfânta Cruce, dacă nu, eu subvenționam lucrarea de acolo ca să se poată face strada respectivă. Domnul Costel, acum, te rog să fii sincer și
la obiect, să spui cum este strada aceea. Că dacă nu, te trimit la Moș, la Oradea, știi că are o asociație a mincinoșilor acolo și te trimit la el. Poate îți dă un vicepreședinte post acolo. Deci, vă rog din suflet să-mi răspundeți la aceste întrebări. Iar pe viitor eu aș face o propunere, deși eu nu mai particip de la 1 octombrie, dar pentru colegii care vor rămâne și care vor veni după mine și pentru dumneavoastră, domnule președinte, ar fi bine ca din rândul Consiliului Județean să se facă pe echipe un inginer, un economist, un jurist pentru fiecare instituție care e subordonată Consiliului. Și măcar o dată la 3-4 luni de zile să facă un control la ei. Să vadă cum se lucrează, să vadă cum se procedează. Așa, apropo, știți că sunt hotărâri ale înalte curte de casație și justiție la Casa de Pensii care oamenii au câștigat și nu vor să-i pună de luni și ani de zile în plată. De ce? Ce-ar merita ăștia? Vă spun eu ce-ar merita. Legați câte unul în fiecare copac, în fiecare oraș, ca să-i vadă lumea și ținut acolo până îi mâncă muștele. E prea mare. E prea mare, așa. Bine. Da. Mulțumesc mult. Domnul Chiș, mie îmi place revoluționarul Chiș. Și ați ridicat, dar vezi că nu te-am întrerupt. Ați ridicat și probleme bune și probleme care trebuie să ne aflăm, să vorbim. Asta e viața. Casa Județeană de Pensii este în subordinea Casei Naționale de Pensii. V-am răspuns. Deci nu în subordinea Prefecturii, în subordinea Casei Naționale de Pensii. De aceea am făcut și eu alaltă dimineață un scandal, m-am înțeles foarte bine cu conducerea de la București și a apărut această scrisoare. Să lămurim oamenii. Altfel, dacă o lăsăm așa nelămurite, era grav. Țin să te anunț că alaltă ieri l-am trimis pe domnul Toma la televiziune să explice și domnul Toma, deputatul Toma, a lucrat la Casa Județeană de Pensii, a fost director. Ieri, nu mi-este rușine și nu mi-este frică, am ieșit eu pe televiziune, la Antena 3. Astăzi, iasă colegul nostru, domnul senator Rezmilțe, în Petroșani. Să spunem oamenilor adevărul și să nu mai ia niște minciuni niște de unul la altul. La unul spus durat în pom, de cum ai zis tu. 1. 2. Județul Hunedoara beneficiem de două proiecte pe fonduri europene foarte, foarte mari. 1. În Valea Jiului, care s-a terminat și îl felicit pe domnul Costel Avram, nu în calitate de administrator public. Îl felicit când era în Valea Jiului, era director la APA SER Valea Jiului și el a implementat un proiect în valoare de vreo 120 milioane de euro. L-am gătat. Îmi mulțumesc conducerea APA Prod pentru că au făcut eforturi deosebite și a făcut și pentru această parte a județului, numai pentru Valea Jiului. Că noi, cei care suntem astăzi la conducerea județului, dumneavoastră, consilieri județeni, noi nu trebuie să privim numai spre o parte a județului sau a populației. Pentru noi este toată populația județului și așa trebuie să o gândim. Felicit conducerea APA Prod și, bineînțeles, și cei de la Consiliul Județean, colegii mei, care s-au implicat foarte, foarte mult pe lângă un proiect care l-am avut pe APA SER Valea Jiului, APA Prod a mai implementat un proiect de 187 de milioane de euro fără TVA. Greșesc, domnul Dorin? E corect. 187 de milioane de euro fără TVA pentru a reabilita toate conductele care aduc, trece apa potabilă prin ele și toată canalizarea din partea de nord a județului, începând de la Barul, Bănița, până sus la Crișcior sau la Vața, dacă am putea spune. Sigur că nici eu n-am dorit și nu am fost mândru că acest proiect a întârziat un pic, dar n-a întârziat nici din cauza domnului director, mai puțin din cauza lui Costel Avram, prietenul tău, domnul Chiș, dar
până când s-a reglementat, până am răspuns la toate cerințele pe care ni s-au cerut, că un proiect pe fonduri europene nu te poți juca cu el. Nu te poți. Dacă îl faci în condițiile legii și vii cu tot ceea ce îți cere suplimentar, trebuie să vii. Bucuroși suntem că l-am câștigat și acum, la ora actuală, pe cea mai mare parte din acest proiect știm și câștigătorii. Da? Da. Și e perioada când se semnează contractele de execuție. Așa, e perioada. Domnul director, să nu mă chinu eu cumva să credeți că... Ia spuneți dumneavoastră. Contractul de finanțare s-a semnat în august 2022, după care a urmat o perioadă în care au început licitațiile, o lucrare extrem de complexă, o compatibilizare a proiectului din POIM în PDD și începând de luna trecută a început semnarea contractelor și se trece la execuție. Adică s-a trecut un mare hop. Domnul director, mai vă lipsește și dumneavoastră niște informații esențiale. Ca la orice licitație făcută în România, nu în județul Hunedoara, să ziceți că focalizăm pe județul Hunedoara, ca la orice licitație se trezesc cei care au pierdut să facă și contestația. La fiecare proiect au fost 3-4 participanți la licitație. Cei care au pierdut, fiecare au făcut contestația. Până s-au analizat contestația, până s-a făcut toate calculele iară din nou să vadă care este situația, a durat o vreme, care trebuie să o spunem, dar aceasta este legea și trebuie să o respectăm. Iată că dacă începeți lucrul cât mai repede și aveți foarte multe proiecte care au fost câștigate, se semnează contractul, mai avem vreo 2 sau 3 care se scot. Câte sunt? Da, astăzi 2 contracte din se vor relua licitații. Deci 2 contracte, eu știam de 2 sau 3. 2 contracte clar. Se va relua licitația cât mai curând și sperăm ca la următoarea licitație să câștige cel mai bun, care are oferta cea mai bună. Și atunci sperăm să începem rapid. Sigur că și aici, domnul Chiș, vor fi multe probleme. Va fi deranjul foarte mare. Dar am mai spus-o de multe ori. Și acasă, când zugrăvești, stropești mobila dacă nu o acoperi bine. Și acasă, când zugrăvești, durează câteva zile. Apoi o asemenea lucrare care comportă după ea închideri de străzi, spargere de asfalt, anumite lucruri, schimbări de orice. Dar o facem și asta poate peste vreo 100 de ani se mai face iară. Nu știu de câți ani nu s-a mai făcut o asemenea reparație capitală, aș putea spune, de anvergura cele pe care o facem cu cele 2 proiecte. Asta este foarte important de reținut. Și acum, domnul Costel, dacă aveți să vă dați răspunsul la domnul Chiș, sau dacă apăsați și pe un buton. V-aș completa pe dumneavoastră și vă spun că toate lucrurile care sunt aprobate prin proiectul acesta sunt asumate de către primari și consilii locale. Cum și la DEVA, proiectul care va fi implementat este asumat de consiliul local și de primar. Cert este că primarul a asfaltat, iar proiectul va veni și va, pe unde a asfaltat, va veni și va săpa din nou. Vom vedea exact cine este vinovat de lucrări, de noi care vom aplica și vom pune proiectul sau cel care a asfaltat. Asta este o altă problemă. Da. Cu toată simpatia care o port domnului Chiș, pot să-i spun că merge pe o pistă falsă. Problema ridicată de dumnealui este problema municipiului Hunedoara. Am avut discuții cu domnul primar și vă invit la el ca să o rezolvați. Nu este problema nici a APA Prodului, nici a Consiliului Județean Hunedoara. Mulțumesc! Aici a greșit, domnul Avram. Dar domnul vă las în continuare. Domnul Chiș, replică la replică nu se mai poate. Hai să ne... După ședință vă invit la mine în birou cu Costel Avram, închide o birou, ies afară și vă las să vă pupați. Îmi pare rău că nu mai este consilier ca să mă discutăm. Domnul Costel, vă rog, am spus replică la replică, nu este, nu, nu. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, interpelări,
Doamna Chivu? Nu. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru că ați participat. Dar n-am terminat. Vă grăbiți așa tare? Domnul Chiș. Domnul Chiș. Eu te-am ascultat. Nu am înțeles. Eu nu v-am spus să plecați. Am spus să mă mai ascultați și pe mine câteva minute. Că o să te bucure. Domnilor colegi, vă mulțumesc pentru participarea la această ședință. Chiar a fost constructivă. Toate punctele de pe ordine de zi au fost analizate bine și în comisie și văd că noastră ați fost la curent cu toate. Și cred că o să mai avem împreună ședință în care la sfârșitul acestui mandat să putem spune cu mândrie toți. Tu ce te tot grăbești atât? Dai mie poză? Sau ai răbdare? Să putem spune toți cu mândrie că am dus un mandat la îndeplinire foarte bine pentru cetățenii județului Hunedoara. Vă adresez o rugăminte. În 8 septembrie, marea sărbătoare de la Țebea, și unde vă invit pe toți să participăm cu mult drag. Comemorarea eroului nostru național, Avram Iancu, și se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui. Deci e o sărbătoare mare, o sărbătoare pe care noi, moții și nu numai, trebuie să o luăm ca atare, să fim mândri că am avut un erou național în zona noastră, Avram Iancu. Vă reamintesc la cei care poate n-a știut acea conferință internațională făcută, organizată de Consiliul Județean Hunedoara împreună cu Academia Română, domnul profesor academician Ioan Aurel Pop și domnul profesor academician Ioan Bolovan de la Cluj. Suntem mândri, așa cum au spus și dumnealor, suntem singurul județ din țară care am avut curajul să facem o asemenea conferință internațională. Am fost mândri că la acea conferință au fost 6 academicieni din străinătate care au vorbit despre viața și activitatea lui Avram Iancu. Și cu sprijinul dumneavoastră, am editat niște cărți despre viața și activitatea lui Avram Iancu cu regretatul scriitor de aici, de la noi, din zonă, și aceste cărți am hotărât împreună să le dăm gratis la oameni. Că dacă îl pun pe om să-și ia cartea, spune, ce mă interesează mie o carte, să dau cât să valei pe ea? Mai bine mă duc și cumpăr o bere. Dar sunt convins că dacă oferim fiecărui participant la activitatea de la Țebea din 8 septembrie, va fi o mândrie pentru noi, pentru județ. Încă o dată vă adresez rugămintea să participăm cu toții, indiferent de ce culoare politică, acolo mergem să facem comemorarea lui Avram Iancu, nu a noastră politică. Și cred că trebuie să dăm o lecție de participare cu toții. Și e bine să vorbească lumea că, iată, și la acest eveniment, toți consilierii județeni au participat și cred că domnul general va fi cel mai mândru când vă vedeți înconjurat de 32 de consilieri, plus președinte, plus administrator, plus secretar general. Eu vă mulțumesc și sper că ați înțeles cu toții invitația și sper că să dați curs acestei invitații. Nu o să vă spun că fac prezența acolo, că la un asemenea act de comemorare nu se mai fac prezența. Nimeni nu te îndeamnă să treci pragul dacă nu te cheamă sufletul. Asta este. Doamne ajută să ne vedem cu bine.